Serios, dragilor, mă bucur să ne întâlnim. După ce v-am prezentat postarea cu Veneția la plajă și la baie, plecăm să vedem și alte locuri faine din nordul Italiei. Am schimbat macazul, dragilor, și am terminat cu Veneția și cu Lido. Și acum ne plimbăm prin Padova. De fapt, am luat-o așa la pas prin zona asta, cum se cheamă? Veneto. Zona Veneto. Să descoperim niște locuri pe unde n-am mai fost și astăzi este Padova. Mai avem și munte. Avem. Dacă nu știați, Padova este unul cele mai vechi localități din Italia și are cele mai vechi universități. Padova este înscrisă în patrimoniul UNESCO. Are una dintre cele mai mari piețe din lume. Ca și mărime, piața din Padova este a treia din Europa. Prima este Piața Roșie din Moscova, din Rusia, și a doua este Plaza la Concord din Franța. De 90.000 de metri pătrați are. În Padova ne-am bucurat de soare, de căldură, poți să te plimbi prin centrul istoric. Sunt câteva povești frumoase acolo. Am ajuns la Pedrocchi Cafe, cea mai veche cafenea din Padova, din 1831. Cea mai renumită cafea aici la ei este cafeaua cu mentă. Au și în variantă rece și au și în variantă caldă. Cum e caldă? Mai ce bune! Caldă? Mai bine caldă, dar are o spumă de mentă. Este cea mai mare cafenea din Europa. Cea mai mare cafenea din Europa. Și cea mai veche de aici, 1831. Merită să-ți aloci un pic de timp, să te bucuri de atmosfera din Padova. Piața del Signori. Noi la Sibiu avem turnul sfatului. Ăștia au aici turnul ceasului. Turn construit în urmă cu 700 de ani, în 1426. Turnul ceasului, după cum se vede, una din roți are simbolurile de la zodiac. Și dacă vă uitați aici, scorpionul ocupă două poziții, pentru că Libra, adică balanța, a fost aici un negustor nemulțumit de tratamentul economic. O scos simbolul pentru că nu era dreptate în ce se întâmplă aici. Padova este în patrimoniul UNESCO din 1997. Republica Padova. Padova Republica, 1219. Deci Padova este unul din cele mai vechi orașe din Italia. Ca idee, are universitate din 1220. Una din cele mai vechi universități. În Italia a treia. Bologna, Milano și Padova. În Padova s-a făcut universitate când profesorii din Bologna, o parte din profesorii din Bologna au plecat în pace pentru că vreau mai multe libertăți și un învățământ mai liber. Atunci au făcut aici universitate la Padova. Unul din profesorii universității a fost Galileo Galilei. Și altul a fost Copernicus, care o predat. Cine a făcut mă fizică cu Galileo Galilei? Piața Garibaldi. Da, și acum am ajuns în a treia piață din Europa. Aici sunt și două locașe de cult impresionante. Prima este abația de Santa Giustina. A doua este Bazilica de Sant'Antonio di Padova, Biserica Sfântului Anton din Padova. Cea mai renumită biserică din Padova este Biserica Sant'Antonio, Biserica Sfântului Anton.
vedea pe aici. Asta e toată biserica și anexele. Padova meravigliosa, patrimoniu UNESCO. Biserica Sfântului Antoniu sau Anton, Sant Antonio, dintre cele mai mari biserici din lume. Și în vremurile bune au ajuns la 6,5 milioane de vizitatori aici. Ține de ordinul franciscanilor, dar cumva colaborează bine și cu Papa. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și de aici vom continua și vă voi prezenta o următoare destinație romantică, plină de iubire. Voi reveni, stați aproape, să ne urmăriți următoarele postări. O zi frumoasă și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!